Bine v-am regăsit în bucătăria Chef Matt. Cam cald astăzi, nu? Eh, atunci zic să ne răcorim cu un desert rece și ușor, așa cum am avut de pregătit și invitații noștri în cel mai recent episod. Trifle cu fructe de pădure și înghețat. O rețetă, hai să spunem, ușoară, atâta timp cât sunteți pasionați de patiserie, bineînțeles. Deschidem rețeta cu o cremă de vanilie. Un litru de lapte la fiert, două batoane de vanilie. Desfaceți pe jumătate batonul, scoateți semințele. Puneți semințele în lapte, dar și batonul. Și dăm drumul la fiert. Într-un bol, trebuie să separăm 6 albușuri de 6 gălbenușuri. Albușurile nu ne trebuiesc. În crema de vanilie intră doar gălbenușul. Cu albușurile, bineînțeles, puteți oricând să faceți un merenghe. O bezea. 250 de grame de zahăr și 100 de grame de amidon, de porumb. Perfect. Iar acum, nu trebuie să frecați gălbenușurile până când se topește zahărul, pentru că această compoziție ajunge în oală la fiert. Temperăm ouăle, adică aducem ouăle în aceeași temperatură cu laptele, pentru că altfel există riscul să obținem o omletă. Și atunci, punem laptele cald peste, temperăm, după care turnăm toată compoziția peste lapte. Și acum, în maxim 20 de minute, crema noastră de vanilie este gata. Dar, atenție, trebuie amestecat în continuu. Mutarea 2, compotul de fructe. Primul pas la compotul de fructe, luați plicul de gelatină, citiți pe el. Ah, asta vreau. Un plic poate închega 0,5 litri de lichid. Asta înseamnă că, dacă vrem jumătate de litru de compot de fructe, avem nevoie doar de un plic. Acționând la cald, putem să-l punem direct la fiert, în compoziția de care avem nevoie să se lege. Atenție, nu avem nevoie de gem, nu avem nevoie de jeleu, avem nevoie de un compot de fructe legat. Dacă credeți că nu vă puteți descurca, puteți să aveți și un ajutor în bucătărie, bineînțeles. Așa cum aș fi avut și eu, în mod normal, dar nu la filmări. Punem fructe de pădure undeva în jur de 300 de grame de fructe de pădure la fiert. Foc mic. Gheața de pe fructe ne va ajuta să obținem și lichid, ceea ce nu mai necesită apă în plus. Zahăr undeva în jur de 200 de grame. Și plicul de gelatină pe care îl punem direct peste fructe. Așa. Crema noastră de vanilie este aproape gata. O să oprim focul și adăugăm 100 de grame de unt. Și amestecăm în continuare, bineînțeles. Zahărul împreună cu fructele congelate au început să se prietenească și să obținem ceea ce și căutam, și anume parte lichidă. Fără apă, lichidul din fructe, împreună cu gheața, împreună cu zahărul, au făcut să obținem acest sos, care îl vom lăsa să fiarbă. O să dăm la rece crema de vanilie și culiul de fructe de pădure. Mutarea 3, blatul. Avem nevoie de un blat pe care să-l tăiem cuburi. Puteți să folosiți fie acest chec, fie un blat de tort, fie puteți să vi-l faceți singuri. Îndreptăm, tăiem felii și tăiem cuburi. Foarte important, cuburile să aibă o dimensiune potrivită pentru a fi odată băgate în gură. Cum ar spune bunica, un dumicat. Acest chec este deja însiropat, nu trebuie să-l mai însiropați. Și ne apucăm de frișcă. Avem frișcă de la Lidl, are deja tot ce are nevoie, doar trebuie bătută. Turnăm totul într-un vas. La frișcă, doar atenție să nu o bateți prea mult, pentru că puteți obține unt. Asamblăm toate ingredientele pe straturi în cupă. Și începem să asamblăm. Prima oară punem fructele de pădure la bază. Trifle-ul este un desert englezesc. Atenție! Blatul cuburi. Ce este interesant, în momentul în care gătiți și montați într-un pahar, este că se văd straturile. Următorul pas, crema de vanilie. Acum putem să punem câteva smeurici doar pe margine, să se vadă.
smeura spălată înainte, bineînțeles. Miam, miam, miam. Înghețat. V-am promis că ne răcorim. Un scoop de înghețată de vanilie. Un scoop de înghețată de ciocolată. Doamne, cum e asta! Punem frișcă și șef mat. Smeurici. Bun. Trifle cu fructe de pădure și înghețată. Două tipuri de înghețată. Un desert versatil care face răcoare exact cum cere și tema celui mai nou episod Chef Mat. Îl încerci și tu? Până te hotărăști, dă un play celui mai recent episod Chef Mat și lasă-i pe invitații noștri să-ți facă poftă de gătit. Pe data viitoare!